Hei, salut! Sunt Andrei Duban și vă invit să urmăriți de luni până vineri matinalul Fi Antenă. Răsăritul de soare ne spune că ziua începe. Ne reamintește importanța timpului și modul în care ar trebui să-l folosim bine. Este și un moment pentru reflecție. Pe măsură ce ziua ta se încheie, întreabă-te dacă ai făcut tot ce ți-ai propus să faci sau dacă ai fost o persoană care dorești să fii. Eu, Mădălina Mitu, vă doresc o zi cu liniște, armonie în sufletele tuturor. Și ce-i drept, astăzi mi-am propus să aduc în atenția dumneavoastră o ediție matinală cu eroi. Este una dintre instituțiile care își pun cel mai des viața în pericol. Vom discuta despre situațiile de urgență, dar și despre încadrării cu doi reprezentanți de la ISU Râmnicu-Vâlcea, cu domnul colonel Ionic Garamia și cu domnul locotenent colonel Glugă Cristian. Bună dimineața, cu drag și bine ați venit! Bună dimineața! Este cu adevărat o onoare să vă avem alături astăzi de noi și pentru cei de acasă, domnilor, vreau să vă facem mai bine cunoscută prezența, cu cine avem de-a face. Colonel Garamia Ionică, șeful Inspecției de Prevenire, compartiment care se ocupă cu prevenirea situațiilor de urgență și gestionarea acestora. Domnul Ionică, vă rog puțin mai tare de să vorbiți, iar dumneavoastră? Locotenent Colonel Glugă, sunt specialist în cadrul de resurse automate. Sunt tare încântată să vă cunosc, atât eu cât și cei de acasă. Este, cum am spus, o adevărată onoare și așa ca să ne mai acomodăm unii cu ceilalți și, bineînțeles, și cu colegii mei, care în această dimineață sunt prezenți alături de noi, Miță, din spatele camerelor de filmat și de acolo, de la butoane, Laurențiu, bună dimineața, cu drag și vouă, mă bucur tare mult că ați ajuns cu bine și sperăm să fie astăzi bine, pentru că ieri, domnilor, doamnelor, știm foarte bine, cei de acasă, cei din Râmnicu-Vâlcea, că am avut așa puțin mai multe bătăi de cap cu furtunile ce ieri au făcut cam ravagii așa prin județul nostru Vâlcea și mai cu seamă în câteva zone din Râmnicu-Vâlcea, Centru și Ostroveni, din ce am înțeles de la domnii noștri din această dimineață. Câteva informații așa de ultimă oră cu privire la ce s-a întâmplat ieri, inundații, acoperiș, smuls. Ca urmare a acestor evenimente, da, au fost 35 de solicitări, 35 de intervenții, da, au fost smulse acoperișuri de pe bloc, afectate curți, unul de 6 curți, inundate două străzi. Răniți nu. Răniți nu, n-am avut. Copaci căzuți. Copaci căzuți. Am văzut chiar și în Zăvoi, doamne, deci nu mi-a venit să cred efectiv ce propot a putut face astăzi, de fapt ieri, vremea, și să sperăm că astăzi nu ne va mai da de furcă cum ne-a dat ieri, pentru că această caniculă aduce cu ea descărcări electrice de o intensitate foarte mare, precipitații ar fi bune, pentru că seceta nu este bună, la fel pentru agricultură, dar nu cu grindină, nu cu vânt puternic, pentru că atunci face mai mult rău decât bine. Iar pentru astăzi, dragii mei telespectatori, la capitolul grade în termometre, vreme, pentru că, bineînțeles, Valiconea este în concediu, va trebui să iau eu locul, fata de la meteo, voi fi și în această dimineață pentru dumneavoastră. Și vom avea așa astăzi o maximă de 28 de grade la Voineasa, în Brezoi 31 de grade maxima zilei, însorit parțial, dar ce credeți, va veni și ploaia, să sperăm că nu va fi la fel de puternică ca cea de ieri, cu descărcări electrice. La Călimănești o maximă de 31 de grade, Băile Olănești 31 și la Băile Govora 33, Ognele Mari 33 de grade, Horezu 29 de grade, iar la Drăgășan vom înregistra maxima zilei de 35 de grade, unde va fi cel mai cald. La Râmnicu-Vâlcea vor fi doar 33 de grade, soare la începutul zilei, până la amiază, după vom avea din nou șanse de precipitații, sperăm din suflet ca vremea să nu se schimbe și să fie din nou furtuni. Bun, imediat vom discuta cu cei doi invitați ai mei din această dimineață despre încadrări și situații de urgență la Râmnicu-Vâlcea. Vom avea informații prețioase pentru cei care își doresc să se înscrie, să-și aleagă acest domeniu. Este un domeniu cu beneficii, cu avantaje, cu dezavantaje. Dezavantajele pe care eu le văd este că este un loc de muncă în care
viața oarecum îți este pusă în pericol, dar instruiți și făcut această, nu știu, școală, veți putea depăși momentele dificile, nu, domnul locotenent și domnul colonel, am dreptate? Corect, aveți dreptate. Nu mă pricep eu așa de bine, așa că o să vă las în câteva momente pe dumneavoastră să ne explicați mai bine cum stă situația aceasta și domeniul acesta pentru cei care sunt doritori. Însă aș dori să precizez pe parcursul săptămânii acestea, până la sfârșitul lunii iulie, 27 iulie mai exact, vom anunța un câștigător sau o câștigătoare, vor putea pleca două persoane. Avem concurs, dragii mei telespectatori, matinal. Mă trezesc și eu mai greu astăzi pentru că am avut și un weekend destul de încărcat. O să vă explic imediat despre ce este vorba. Și vă spun că avem concurs, intrați pe pagina noastră de Facebook Antena 3 Vâlcea și vedeți acolo despre ce este vorba. În Pink Top avem un video acolo unde vă prezint regulamentul și ce aveți de făcut. Încărcați o fotografie, eu știu, dintr-un concediu, dintr-o vacanță plăcută, spectaculoasă, amuzantă. Important este ca dumneavoastră să apăreți, încărcați-l la comentarii și cel mai important, cine va avea cele mai multe like-uri la fotografie va câștiga. Mă refer la față de ceilalți participanți, dacă aveți cele mai multe like-uri, clar, vă detașați cu siguranță și câștigați. Așa că vă doresc mult succes din suflet, două nopți de cazare la pensiunea Cheile Oltețului din zona Polovragi, pentru că tot este sezonul de concedii. Noi am dorit să vă aducem în atenția dumneavoastră acest premiu, acest concurs, pentru că meritați din plin, pentru că sunteți telespectatori fideli și pentru că ne urmăriți în fiecare zi, fie la emisiunile mele matinale, fie la analiza zilei, fie știrile sau emisiunile din weekend pe care le avem. Da, dragii mei telespectatori, vă spuneam că am avut așa un weekend plin și cu greu fac față astăzi cu brio în direct. Sper să fac față, bineînțeles, situațiile mele de urgență, nu doar ale dânșilor. Și am avut parte de telespectatori ce ne urmăresc edițiile matinale și aș dori să-i salut pe toți cei prezenți de acolo. Îi mulțumesc frumos lui Dani de la Vâlcea pentru că a organizat acest eveniment și am fost gazda dumneavoastră pentru 7 ore de prezentare în care m-am simțit extraordinar să vă cunosc pe dumneavoastră mai îndeaproape și faptul că m-ați felicitat și că vă uitați în fiecare zi sau atunci când aveți ocazia, când timpul vă permite. Să știți că m-am bucurat din suflet și v-am promis că astăzi o să arăt aceste fotografii cu dumneavoastră în cadrul emisiunii. Uitați-le, m-am ținut de cuvânt, vă salut pe toți și am primit, vă așteptăm și mesajele dumneavoastră în continuare în această dimineață. Și chiar am un telespectator foarte fidel, Costel Bălan mi-a spus că dorește să îl salut. El nu are Facebook, dar a lăsat mesaj prin altcineva. Și chiar foarte multe mesaje deja au început să curgă de la Claudiu Sândulescu. Bună dimineața, vă doresc o zi de marți frumoasă cu zâmbete și multe bucurii. Adrian Monafu, îi salut pe distinși și invitați. Salutare, Mădălina, multă baftă în tot ceea ce fac. Vă salută, Adrian Monafu, este un telespectator fidel. Bună dimineața tuturor, vă îmbrățișez cu mult drag. Salutări invitaților de la Maria Mitu, mama mea. Daniel Țârlea, bună dimineața, o zi minunată, Mădălina, urmăresc matinalul Antena 3 Vâlcea. Daniel, să urci și tu o fotografie, pentru că avem concurs și este păcat și tu ești un telespectator fidel și chiar te îndemn să participi la acel concurs. De la Lucian Cărămid, dăneața bună și vă așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră dacă aveți întrebări pentru invitații mei, pentru că urmează să se facă încadrări la ISU, este un loc de muncă stabil, un loc în care vă oferă anumite și foarte multe beneficii, dar imediat vom discuta despre toate acestea după ce o ascultăm pe colega mea Lili Suciu cu horoscopul prezentat pentru ziua de astăzi. Luna iulie ne aduce multe vești bune, astrele ne oferă noroc și ne ajută să deschidem uși la care băteam de multă vreme, matinalii mei, fiți atenți. Este important să fim atenți la emoțiile noastre, la modul în care comunicăm cu ceilalți, dar și la evoluția noastră spirituală. Ce-i drept, nu știu ce am eu cu luna iunie, am rămas așa, pentru că a fost ziua mea, ziua mamei, ziua tatălui și fratelui și am rămas setată pe luna iunie, însă deja este luna iulie și o primim așa cu brațele deschise, chiar dacă este multă caniculă,
Lili, spune-ne tu pentru fiecare zodie în parte, cum stăm astăzi la capitolul horoscop și matinalii mei. Imediat revenim aici în direct alături de noi. Berbec. Acești nativi sunt echipați cu mult entuziasm datorită activităților distractive din agenda. Nu băgați în seamă părerile celor din jur care pot fi destul de răutăcioase. Îndreptați-vă atenția către ceea ce vă doriți să realizați în plan personal. Taur. Energia taurilor îi pot determina pe aceștia să aibă un comportament agitat, asta dacă simt că libertatea le este încătușată. Chiar dacă nu vă place să primiți sfaturi, încercați să ascultați părerile celor apropiați înainte de a lua o decizie majoră. Gemeni. Intuiția este una dintre cele mai de folos arme ale gemenilor, însă este bine să nu fiți sceptici și să vă deschideți mai mult în fața oamenilor. Comunicarea ajută mult, mai ales atunci când vreți să vă eliberați de griji. Rac. Acești nativi se axează pe atingerea scopurilor personale. Trebuie doar să faceți câțiva pași în direcția potrivită, nu înapoi, iar astfel lucrurile se vor pune în mișcare. Leu. Nativii Leu ar fi bine să fie mai sociabili. Dacă abordați o atitudine mai prietenoasă și vă exprimați părerile, se vor îmbunătăți relațiile cu ceilalți, în special la locul de muncă. Fecioară. Acești nativi vor avea parte de surprize sau schimbări de situație. Este posibil să plecați într-o scurtă călătorie sau să vizitați un om important din viața voastră. Balanță. O relație care merită mai multă atenție îi preocupă pe nativii Balanță în această perioadă. Aveți de luat decizii importante în ceea ce privește unele chestiuni nerezolvate din trecut. Scorpion. Nativii Scorpioni nu vor accepta autoritatea nimănui și nici nu vor avea de gând să respecte regulile impuse ale altor persoane. Înarmați-vă cu multă răbdare și nu lăsați impulsivitatea să vă controleze. Vă sfătuiesc astrele. Săgetător. Acești nativi stau bine la capitolul creativitate și au multe idei pe care vor să le pună în aplicare. Nu mai stați pe gânduri, mai ales atunci când și instinctul vă spune să acționați. Capricorn. Nativii Capricornii vor face față tuturor provocărilor. Partea mai puțin bună este că ar fi posibil să vă supărați din cauza unei persoane care promite multe, dar nu face nimic. Vărsător. Nativii Vărsători nu pierd ocazia de a face bani în plus, mai ales că apar multe posibilități la locul de muncă. Vă străduiți să vă atingeți scopurile personale, însă aveți grijă cu cine vorbiți despre planurile voastre. Pești. Nativii Pești au multe idei pentru afaceri noi, însă până nu le pun în aplicare, este posibil să rămână la nivel de intenție. Lili Suciu, îți mulțumesc din suflet, draga mea colegă, pentru horoscopul prezentat pentru ziua de astăzi și ce început de lună frumoasă, o lună călduroasă, cum vă spuneam la început, și sperăm că aceste pericole cu furtuni și descărcări electrice prea masive să fie mai lăsate așa de doamne, mai ușor, pentru că vor... Nu știu, toată agricultura și toată recolta de toți gospodarii și gospodinele care au făcut așa un lucru extraordinar acolo în grădina lor, se cam alege praful, ca să zic așa, și nu este în regulă. Însă vă spuneam la început de ediție matinală că avem doi reprezentanți din cadrul situațiilor de urgență și de la ISU Râmnicu-Vâlcea și vom discuta despre situații în care... În această perioadă ne confruntăm cu inundații, cu incendii, cu necuri și mai cu seamă partea aceasta de încadrări. Se vor face încadrări la ISU și vom discuta despre toate acestea cu domnul Cristian. Vreau să ne spuneți pentru ce posturi și care sunt criteriile pe care trebuie să le întrunească un candidat și ce trebuie să facă. În primul rând vreau să fac cunoscută faptul că puțin mai tare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență angajează din sursă externă, în cadrele directă, un număr de 71 de posturi. 71 de posturi, ok. Atât pentru ofițeri, suboficieri, cât și pentru soldați și gradați profesioniști. Acestea sunt, toate posturile se nepartizează atât la reședința unității, cât și cadrul structurilor de intervenție. Program de 8 ore, cât și program în ture. Pentru fiecare candidat, unde dorește sau unde crede că se poate încadra. În baza studiilor, avem mai multe categorii. Pentru soldați și gradații profesioniști, se pot încadra cu 10 clase, chiar dacă nu au terminat liceul, chiar dacă nu au BAC-ul. Serios? Da. Oh. Avem un număr de 45 de posturi pentru soldați și gradații profesioniști. Aceștia își pot depune cererea de înscriere până la data de 11 iulie și dosarul de înscriere până la data de 18 iulie. Vârsta limită pentru soldații și gradații profesioniști este de 25 de ani,
sunt primite până la data verificării dosarelor, iar data verificării dosarelor este data de 1 a 8-a 2022. Deci până la data de 1 august, aceștia nu trebuie să depășească 25 de ani. Deci să nu depășească vârsta. Alte criterii pe care, nu știu, ar trebui să le întrunească pe lângă vârstă, nu știu, și faptul că a spus că nu trebuie să aibă un BAC, nu trebuie, deci nu sunt foarte... Condiția fizică. Da, să aibă o condiție fizică cât mai bună, pentru că proba de încadrare constă în parcurgerea trei etape de verificare a performanțelor fizice. Da. Cum era cea psihologică, testul acela psihologic? Este după ce se termină partea de parte practică. Da. O să avem o urcare pe scara de fereastră. Da. Căutarea unor obiecte într-un tunel. Wow, foarte interesant. Asta având obturată vederea și evaluarea performanțelor fizice. Toate se vor desfășura în perioada 16-30 august la ISU Argeș, deci nu se vor desfășura la noi în județ. Am înțeles. Facem un centru de selecție pentru toată zona Oltenia și Argeș. Și toți candidații vor fi repartizați către ISU Argeș, iar în ordine alfabetică aceștia vor fi evaluați de către o comisie centrală formată din cadre de la toate inspectoratele din această zonă. Ce mai este de precizat? La când se pot pensiona? La ce vârstă? Știm că depinde de cum, de câți ani? Profesioniștii, pentru cei care vor fi declarați admiși, aceștia vor urma prima dată două moduri de formare profesională, un modul de 4 săptămâni, iar al doilea modul de 9 săptămâni, urmând ca după aceea, din 4 în 4 ani, să încheie un contract cu inspectoratul nostru. A, deci cam așa. Deci este pe o perioadă determinată, de câte 4 ani. A, am înțeles. Perioada de formare profesională. Și la fiecare 4 ani aceștia vor fi evaluați din nou, pe parte fizică, pe parte practică, și după aceea, urmând, în cazul în care sunt declarați admiși, să încheie un nou contract pe câte 4 ani. Deci nu este vorba de un contract nedeterminat, ci este... Pe... Da, și gata să profesionești, este o perioadă determinată. Iar pentru celelalte... Iar pentru celelalte cadre, ofițeri și subofițeri, acestea se încadrează, iar vârsta de limită de personal este de 60 de ani. Va fi și un test scris? Examen? Scris? Proba scrisă sau testul scris? Da. Este doar pentru cadrele care vor să participe la concursul de ofițeri sau de subofițeri. Pentru cei de la SGP, acolo este doar probă practică, care constă doar în evaluarea probelor performanțelor fizice. Nu știu, ce implică așa viața de pompier? Cum este acest domeniu? De câți ani sunteți dumneavoastră în acest domeniu? Este o viață frumoasă, care are și multe îndatoriri. Eu personal lucrez de 15 ani în cadrul Inspectoratului pentru Stații de Urgență Râmnicu Vâlcea. Nu știu, domnul Corel are o vechime mai mare. De 25 de ani lucrez eu în domeniu. Sunt și satisfacții, întotdeauna și restricții și îndatoriri. Dar, dacă respecti, totul devine ușor. Devine ușor. Am spus corect atunci când este una dintre instituțiile în care își pun cel mai des viața în pericol, nu? Este adevărat. Este adevărat. Nu știu, vreau să aud și așa o poveste de la dumneavoastră care v-a impresionat de-a lungul carierei dumneavoastră. Nu știu, v-a marcat sau v-a adus așa o satisfacție. Poate ați salvat viața unui om sau a mai multor oameni sau o situație în care ați fost supărați și dezamăgiți pentru că n-ați putut reuși mai mult sau, nu știu, ceva care v-a marcat într-un bine sau un rău, nu știu. Întotdeauna, munca noastră presupune lupta cu forțele naturii sau... Accidente sau... Respectarea de către oameni are anumite îndatoriri, obligații, prevederi legale. Ce m-a impresionat au fost inundațiile. Întotdeauna sunt imprevizibile și afectează la unde trebuie mai puțin. Ați văzut zilele trecute ce s-a întâmplat în Vâlcea, au fost de-a lungul. Și nu numai în Vâlcea, cel mai rău mi s-a părut afectată ca și oraș Craiova. Deci acolo chiar a fost sub orice critică în tot orașul, inundații peste limită, adică luau mașinile pe sus, deci vorbim de inundații incredibile. Vreau să vă spun că și de la inspectoratul nostru au participat la intervențiile de la ISU din județul Dolj, din municipiul Craiova. S-a depasat de la detașamentul pompieri Drăgășani, un echipaj cu motopompe și personalul
Deci atât de gravă a fost acolo situația. Deci pe dumneavoastră v-a impresionat partea aceasta cu inundațiile și vi se pare cea mai dificilă, nu știu, misiune pentru dumneavoastră? Și inundațiile și incendiile sunt, dar acum depinde ce fel de incendiu, dacă e un incendiu la un... Am o întrebare și o curiozitate și probabil și cei de acasă. Unde este mai dificil să acționați, la cele cu inundații sau la cele cu de foc, de incendii? Fiecare eveniment, fiecare situație de urgență are particularitățile ei. Toate sunt dificile, dar prin pregătire, prin conlucrarea între oameni și cunoașterea atribuțiilor care le ai, le depășești, reușești să salvezi viețile oamenilor, bunurile, să limitezi efectele. Domnul Cristian, dumneavoastră? Domeniul în care lucrez eu este mai mult, să zic așa, în spate camerelor. Gestionați telefoanele sau... Noi suntem la pe partea de resurse umane. Ne ocupăm cu tot ce înseamnă gestionarea documentelor și a orice fel de informații despre cadrele militare, atât cele care sunt în activitate, cât și la celor care vor să devină cadre militare, respectiv acum pe partea de încadrări. Nu avem atât de mult contact cu partea de intervenție, dar Să dați cuvântul domnului colonel pe partea aceasta de... Pe partea aceasta avem un pic mai multă experiență decât mine pe partea de intervenție. O întrebare foarte importantă. Dacă tot mi-a spus că sunteți pe partea de încadrări și sunteți totuși, aveți și dumneavoastră câțiva ani, care sunt așa, nu știu, avantajele, mi le-ați spus, dar ce trebuie să aibă un adevărat pompier, nu știu, să poată să ducă această meserie cu brio până la bun sfârșit? În primul rând să-și dorească să fie pompier. Așa cum spuneam la început, și cum spunea și domnul colonel, această meserie îți oferă multă satisfacție. Trebuie să fii foarte curajos din punctul meu de vedere. Trebuie să ai și mult curaj. Trebuie să știi că ești făcut pentru treaba asta, să știi că poți să te trezești noaptea la două, să sună telefonul sau alarma și să poți să treci la un incendiu sau la o situație de urgență unde nu știi cu ce te poți, cu ce te întâmpini acolo așa, sau ce urmează să faci. Pentru că fiecare intervenție este specifică, este diferită. Ori la cât de multe intervenții ai participat, niciodată nu poți să știi la ce te... Este foarte imprevizibil. Urmează, exact. Aparent poate să fie simple, dar de la din orice poate să devină foarte grele sau foarte dificile. Și cu experiența și cu pregătirea poți să depășești orice obstacol. Am înțeles. Bun. Pentru că a venit vara, domnul colonel Garamia, spuneți-ne cu ce ne confruntăm în această perioadă. Foarte multe incendii, inundații și mai cu seamă necuri. În perioada de vară înregistrăm foarte multe incendii de vegetație uscată. Cetățenii încearcă să curățe terenurile de pe care au recoltat cerealele, dar nu respectă prevederile legale și de multe ori îl lasă nesupravegheat, se extinde și afectează hectare întregi de teren, chiar și gospodării. Am avut și decese înregistrate anul acesta. Ca și comparație pot să vă spun, în 2020 am avut 508 incendii cu 2 decese. Iar în 2029 351 de incendii cu niciun deces. Chiar vedem consecințele acestor responsabilități, până la urmă putem să le spunem, fiindcă dacă ar respecta prevederile legale, să se adreseze primăriei, să obțină acel permis de lucru cu foc deschis, să-l supravegheze, să izoleze zona prin brăzdare. Dar de ce fac toate aceste lucruri? De ce nu cooperează cu, exact cum a spus și noastră, cu cei de la ISU sau cu cei de la primărie să poată să facă aceste lucruri? Atât noi cât și suntem intervenția în sfârșitul activității de informare preventivă pentru a conștientiza cetățeanul asupra acestui risc. Dar, din păcate, ei încă comunitatea aceste, să zicem, abateri sau provoacă aceste incendii. Chiar mi-aduc aminte, anul trecut, tot în vară, pe Valea Oltului, pădurea a luat foc, dacă nu mă înșel, la un moment dat, chiar treceam pe acolo și am văzut incendii. Și stăteam și mă gândeam la dumneavoastră și la situația aceasta, cum o să o puteți să gestiona, pentru că este foarte dificil și greu.
Știu că aveți pe lângă acele mașini dotate cu apă, aveți și elicoptere în care vă ajută, nu, să stingeți incendiile. Sunt de la Inspectorul General de Aviație pentru a ne pune la dispoziție aceste mijloace de intervenție, respectiv elicopterele. Dar acum sunt multe aspecte care țin de particular puțin de terenul. De multe ori, sau în cele multe cazuri, colegii nu se deplasează pedestru. Ceea ce se identifice o sursă de apă, dacă pot folosi motopompele, dacă nu folosesc acele pliciuri pentru, sau mături pentru a limita incendiul. Bun, un alt aspect foarte important, domnul colonel, este acest fapt că mulți tineri, chiar și adulți, merg în această perioadă, fiind o perioadă caniculară, foarte cald afară, să înoate în diverse locuri, cum ar fi, nu știu, Oltul, cum ar fi un lac destul de mare și adânc, și de aici se poate lăsa cu lucruri foarte nefericite, și anume deces în nec. Chiar acum, în această perioadă, am văzut câteva știri realizate de colegii mei în care ați acționat în mai multe locuri unde s-au soldat cu decese. Cetățenia trebuie să își petreacă timpul liber în spații special amenajate, adică ștanduri, în niciun caz în râul Olt, în bazinul de acumulare. Am văzut că sunt multe exploatări de pietriș pe râuri unde nu se cunoaște adâncimea. Corect. Și există riscul de SNK. Din păcate, mulți nu respectă aceste prevederi și avem și urmări tragice. Dar nu, chiar nu înțeleg. Merg la pescuit, se pur și simplu, hai să intru și eu puțin să mă răcoresc, mai bine dai cu apă pe tine, din punctul meu de vedere, bagi într-o sticlă și dai cu apă pe tine și te-ai răcorit. Mulți poate se lasă induși de acest aspect că știu să nuate, se dau vitej, las că eu știu să not și atunci nu are ce să mi se întâmple, nu pot fi cu consecințe și uite că nu este chiar așa. Își pot pierde viața, într-un cuvânt. Da, urmele pot fi tragice. Într-adevăr, cred că faptul că ei consideră că știu să nuate sau ceva experiență în domeniu, nu se poate întâmpla nimic. Dar nu poți să știi ce ți aduce ceasul. Așa este. Pentru că perioada aceasta de vară, pe lângă incendii și, bineînțeles, sunt inundațiile, o întrebare foarte importantă pentru cetățeni și cei care ne urmăresc. În momentul în care sunt aceste inundații, cum ar trebui să reacționeze cetățeanul? Ce ar trebui să facă? Eu aș pleca preventiv. Înainte de aceste inundații, cetățenii ar trebui să ia măsuri să curățe acele șanțuri din fața curților, acoperișurile să fie executate, mă refer la blocuri, în baza unor autorități de construire și pe bază de proiect. Iar atunci când s-a întâmplat evenimentul, nu au decât să se adăpostească, fiindcă n-ai ce să mai faci atunci. Până nu se trece evenimentul, nu ai. Dacă ai ieșit în ștep, surprins viitura sau grindina, sunt efectele negative. Nu mai vorbim de descărcările electrice atmosferice. Pot surprinde un câmp deschis, atunci trebuie să ne adăpostim. Niciun caz sub un copac, fiindcă va atrage. Știm, fulgerul este atras de partea aceasta. Da, mi-aduc aminte tot așa acea perioadă, probabil că de care și dumneavoastră vorbeați, că ați fost foarte afectat, cea de la Vlădești, dacă nu mă înșel, da. Cu inundații. A fost o perioadă foarte cruntă și dificilă pentru acea zonă. Și nu tot așa, în această perioadă observăm foarte multe incendii în ceea ce privesc apartamentele, mansardele. Ce se întâmplă, domnul colonel? De unde pleacă aceste incendii? Marea majoritate a incendiilor la apartamente pleacă de la instalația electrică. Electrică, nu? Exploatarea necorespunzătoare. Nu sunt realizate corespunzător? Ele sunt realizate, dar de-a lungul timpului le-au îmbătrânit. Ah, foarte interesant și important. Nu sunt verificate. Ok. De obicei zice, las că pun o siguranță culiță, nu dintre acelea calibrate. Mai sunt și alte situații în care uităm mâncarea pe foc și ia foc și adoarme. Foarte important și acest aspect. Și fumatul. Și fumatul, nu? Da. Deci de la o chestie, de o fracțiune de secundă, se poate întâmpla o nenorocire. Sau exploatarea înscluzătoare a mijloacelor de preparare a hranei. Mă refer la aragazile care folosesc gaze naturale. Dacă ele nu sunt verificate sau sunt au scăpări, au automat că poate exista riscul. Și de ajuns să o sursă de aprindere, să ia foc și să avem acele situații nedorite.
Ca o concluzie la această zi matinală foarte frumoasă, cu discuții interesante și sfaturi utile pentru cei de acasă, și vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră, să ne mai repetați încă o dată, domnul locotenent Glugă Cristian, despre această parte cu înscrierile, pentru că sunt oameni care au deschis puțin televizorul mai târziu, și spuneți-ne pe scurt, deci câte posturi și ce posturi? 71 de posturi în total, 3 de ofițeri, 23 de subofițeri și 45 de soldați de alați profesioniști, care sunt împărțite atât la reședință cât și la structurile de intervenție. Perioada de înscriere diferă. Avem pentru posturile de conducător auto și pentru posturile de soldați profesioniști. Perioada de înscriere este de până la 11 iulie, perioada de depunere a dosarului până la 18 iulie, iar pentru celelalte posturi de ofițeri și de subofițeri, perioada de depunere a celor de înscriere este până la 31 iulie, iar perioada pentru cereri pentru dosar până la 31 august. Și e foarte important, vârsta maximă 25 de ani. 25 de ani pentru cei de la soldați și gradați profesioniști, maxim 35 de ani în timp în anul concursului pentru conducătorul auto, iar celelalte categorii de personal, ofițeri și ofițerii, nu trebuie să depășească vârsta de pensionare, adică 60 de ani. Vă mulțumesc din suflet pentru toate informațiile prețioase oferite în această dimineață la matinalul Fianten, alături de mine, Modelina Mitu. Sper că v-ați simțit bine. Și eu sunt puțin obosită, însă sper că am făcut față cu brio alături de dumneavoastră și am oferit informații prețioase pentru dumneavoastră, dragii mei telespectatori și telespectatoare, dacă sunteți, nu știu, dacă vă doriți acest domeniu să activați, cei de la ISU Râmnicu Vâlcea vă așteaptă cu mare drag pentru înscrieri. Este un domeniu cu avantaje și mai puțin dezavantaje, pentru că este un domeniu în care aveți stabilitate atât financiară, cât și partea aceasta de a ajunge departe acolo unde vă doriți dumneavoastră, și bineînțeles puteți deveni eroi. Eroi de sacrificiu care se sacrifică pentru viața cetățeanului și trebuie să respectați și apreciați pentru tot ceea ce fac pentru noi. Vă mulțumesc din suflet. Și tuturor colegilor dumneavoastră și domnului Dan Pascaru îi mulțumim din suflet, pentru că astăzi, datorită dânsului, v-am putut avea în cadrul emisiunii noastre. Vă doresc o zi minunată! Dragii mei telespectatori, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Eu, Mădălina Mintu, ca de fiecare dată, mă înclin în fața dumneavoastră și vă mulțumesc din suflet pentru atenția cuvenită. Vă doresc o zi cu zâmbete, vă doresc o zi fără incidente și ce s-a întâmplat ieri sper să nu se mai întâmple. Mă bucur tare mult că sunteți bine, sunteți sănătoși și voioși să fiți, dragii mei. Vă doresc o zi frumoasă, toate cele bune. La revedere!